Avem mare nevoie de Tine, Doamne, și Te rugăm, Doamne, să Te uiți la noi în dimineața aceasta. Stăm, Doamne, smeriți înaintea Ta și am cântat, Doamne, despre puterea Ta, despre faptul că Tu ești un Domn al minunilor, Doamne. Spuneau în versurile cântării că Tu ești un Domn care a murit pentru noi. Ai înviat și avem și noi parte de viață și viață din belșug. Și îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Tată, mă rog, Doamne, să ne deschizi ochii, inimile, mințile, Doamne, în a ne odihni în cuvântul Tău în dimineața aceasta, Doamne. Doamne, știm că această Evanghelie, această scrisoare de dragoste care ne-ai lăsat-o, are putere. Prin ea am venit la credință, prin ea am venit la Tine. Evanghelia aceasta e ceea ce ne unește în locul acesta. Și Te rog în dimineața aceasta, la cât reușim să ne uităm la aceste două minuni care le-ai făcut, Doamne, Te rugăm, Părintele nostru, Doamne, să ne ajut să vedem ce putem lua practic, Doamne, și chiar Te rog, mărește-ne credința. Suntem așa de neputincioși. Avem așa de mare nevoie de Tine, cum cântam. O săptămână în care, parcă din toate direcțiile, au venit atâtea vești. Atâtea lucruri care îți aduc acea nesiguranță, acel moment în care te gândești ce rost mai are atâtea lucruri. Îți pui întrebări. Atâtea căderi, atâtea întristări, atâtea boli. Dar în același timp, dincolo, vedem și atâtea ridicări, atâtea îmbărbătări, atâtea zidiri. Și alegem, Doamne, astăzi, Doamne, să ne uităm la partea plină a paharului, Doamne. Da, Doamne, în ce suntem goi, iartă-ne. Dar, Tată, câtă apă vie ai pus în noi, Doamne, prin prisma aceasta, pentru că Tu ești făcătorul vieții, dătătorul vieții, dătătorul de apă vie, Doamne, prin aceasta privim în dimineața aceasta în cuvântul Tău, Doamne, și vrem să mergem acasă zidiși și îmbărbătați, Doamne, și mă rog, Tată, prin Duhul Tău vorbește-ne Tu, Doamne. Iisuse, fii Tu Domnul vieții noastre, Doamne. Când se va încheia programul acesta și ieșim iar pe aceste uși, fă-ne o mărturie la cei 400.000 de oameni din Valea Clujului, Doamne. Fii cu noi și mergi cu noi, Doamne. Vrem să Te vedem că lucrezi în generația aceasta, Doamne. Venim înaintea Ta, Doamne, în ciuda războaielor spirituale care se dau, Doamne, în ciuda numelui rău, Doamne, în ciuda lucrurilor care se aud și vorbelor de ocară și urâte și defăimărilor, Doamne. La asta au devenit buni pocăiții, la defăimare. O, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne! Fii aici prin Duhul Tău în continuare, așa cum ai fost din primele clipe. Și îmi place să cred că mai toți Te-am adus în sufletele noastre de acasă. Te iubim, Domnul nostru! Mai stați un pic cu mine să citim un text. Marcu, de la capitolul 5. De la capitolul 5, versetul 21, o să citesc un pic mai mult. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.
Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăciune stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferiseră mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Că ce zicea ea? Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a stecat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el. Și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El s-a uitat de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acela. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică! Credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care spun, fica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului și sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el atunci. După ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetiță, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Amin. Pun aici această frumoasă citire. Vă rog respectos să vă reașezați. Și aș vrea să ne surprindă Domnul să rămânem și noi încremeniți. Doamne, Tată, lucrează Tu. E un text așa de bogat, așa de frumos și cu siguranță am sesizat deja că e vorba aici de două minuni, e vorba de două intervenții. Una care vine după 12 ani de a purta o boală incurabilă, de a purta această scurgere de sânge, cum e numită aici în Scripturi, și alta vine la o fetiță care prea probabil a avut 12 ani de copilărie bună. Nu știm lucrul ăsta, nu se scrie lucrul ăsta exact, dar ce vedem după 12 ani de copilărie, are și ea o boală foarte gravă care o duce în moarte. Ar fi așa de multe lucruri de vorbit din textul ăsta și mă uitam peste el și mă rugam și am putea desprinde foarte multe învățături faine de aici. Am putea vorbi despre credința lui Iair și credința femeii. Aici sunt două feluri de credință. Una e de un fel, una e de altul, dar amândouă sunt credințe, amândouă sunt prin același care dă credința în noi. Am putea vorbi despre puterea care a ieșit din Iisus când s-a atins femeia de haina lui. Am putea vorbi de modul în care ucenicii i-au răspuns lui Iisus atunci când el a zis că cine s-a atins. Și acolo e ceva foarte adânc. Am putea vorbi de faptul că minunea care a pornit să o facă public, Domnul Iisus o face în ascuns. Și dacă mai citeam un verset, vedeați că
îi cere după aia lui Iair și celor prezenți să nu spună nimănui nimic. Iar minunea care a devenit publică e minunea care a fost cerută de acea femeie în ascuns. Nu știu nimeni că a cerut acea minune. Și toate ar fi tematici chiar foarte bune, dar astăzi trebuie să mă oprez la altceva. În zilele noastre suntem adesea confruntați cu mai multe stări, le putem chiar numi periculoase. Vedem unii, când vine la subiectul ăsta, vindecării, a intervenției lui Dumnezeu, unii evită suferința, se tem când vine, sunt foarte alarmați, sunt foarte îngrijorați. Am putea spune că e și normal să fie așa. Alții, când îs în suferință, evită miracolele. N-au nădejdea vindecării. Nu o cred că e posibilă. Preferă să stea, să meargă la doctori și să facă ceea ce face valul lumii când vine vorba la o boală. După avem unii care, acum ne-a dat Domnul un pic de zăpadă și la Cluj, unii care sunt ca și fulgii de zăpadă, atâta țin. Au venit, s-au așezat și când a venit încercarea se topesc. Alții sunt în extrema cealaltă. Chiar le place să fie în suferință. De câte ori ați auzit, asta e crucea mea, țin de ea toată viața. Alții, asta e țepușul lui Pavel, am și eu unul. Du-o înaintea Domnului, dacă Domnul vrea să te vindece. Da, într-adevăr, pot fi și excepții, situații clar îngăduite de Dumnezeu în procesul formării noastre, să trecem prin diverse suferințe, prin diferite boli, dar promisiunile lui Iisus din cuvântul acesta, acum de 2 ani și mai mult, tot citim, alții de o viață, alții de o jumătate de viață, dar cel puțin aici la adunarea noastră, la locul în care ne adunăm să ne închinăm, duminică de duminică de duminică, citim despre ceea ce lucrează Dumnezeu, să credem doar. Matei 11:5. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Și toată Evanghelia arată aceste lucruri care se fac prin Iisus Hristos în biserică și El să continue să lucre. Încă le zice ucenicilor ceva foarte interesant Iisus. Spune, te rog, Faptele Apostolilor 5:14. Deja Iisus era la cer, ucenicii erau plini de Duhul Sfânt. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Ca și aici, de altfel. Amin. Până acolo că scotau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și îmi place ce citesc aici. Și toți se vindecau. Și toți se vindecau. Aceasta este voia lui Dumnezeu, să scoată draci, să vindece, să învie și să credem că este și pentru generația noastră. Amin? Haideți să vedem câteva aspecte foarte practice și foarte, foarte importante din textul ăsta frumos care l-am citit de la Marcu. Și imaginați-vă acum prin ce a trecut Iair al nostru. Deci el era un lider al sinagogii, da? Era unul din liderii religioși. Dacă vreți să treceți un pic în contextul vremurilor noastre, da, am putea spune acum, hai să spunem ceva mai, dacă România e o țară așa mai puternică pe lucrare ortodoxă, să ne imaginăm cel mai mare dintre preoți cumva și ajunge într-o situație dificilă și se duce și se aruncă și se închină înaintea unui la care e controversat în media, controversat între creștini
Și zice, am văzut că prin tine s-au făcut minuni și semne și lucrări și acum e momentul, vin cu fiica mea la tine. Ceva de genul, dar bineînțeles n-avem cu ce să comparăm pentru că Hristos este unic. El s-a închinat lui Hristos, care este cel căruia ne închinăm și noi. E unul care, vezi ce știa Iair al nostru de la ședințele lor, de la întrunirile lor din sinagogă, tot ce știa despre Iisus. Știa că e unul de care trebuie scăpat de el. Știa că e unul care deranjează, știa că e unul care, prin afirmațiile care le-a adus, au fost percepute drept blasfemice. Unul care i-a dereglat sistemul, dar mai știa ceva. Și doar lucrul acesta cu adevărat a contat. A știut că este unul prin care se fac vindecări, eliberări, chiar învieri. Și ia-o practic. Când încercarea te vizitează, să știi că nu mai contează nimic decât făgașul prin care poți să ai parte de rezolvare, să ai parte de vindecare. Nu mai are momentele alea nicio importanță de la ce cult îi, unde e membru, cu cine îi afiliat. E tare populară treaba asta. Am citit undeva o descriere despre acest Iair. Scria acolo așa. Iair era fruntaș al sinagogii. Înseamnă că era rabinul care conducea întrunirile de închinare ale comunității locale și care avea autoritate să învețe și să interpreteze scripturile. El deținea cea mai mare autoritate în sinagoga sa. Pentru această poziție, el era respectat și ascultat, iar membrii comunității veneau la el pentru sfat și îndrumare atunci când oamenii nu știau ce să facă în situația de criză. Când ești în încercare, imaginea ta, imaginea mea, imaginea noastră pălește, nu mai contează. Nu mai are nicio importanță și ne uităm la Iair că în momentele astea vulnerabile el putea să-și piardă poziția și era conștient de lucrul ăsta. Și citind, vedem altceva, citind un pic și în alte părți a Scripturii, și fruntașii ăștia erau împărțiți. Felul cum Iair a venit, mai avem dacă pui un pic Ioan 12, 42. Totuși, chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Mai îl țineți minte pe Nicodim, ăsta era mai mult decât. El era pe zona fariseilor. Pune-te rog Ioan 3:1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea. Atât am studiat la grupul de casă, la Alex. De ce noaptea? De ce? S-au stabilit acolo multe. Și a zis învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Vedeți și între liderii ăștia, unii își dădeau seama, măi, e clar, e un proroc, e ceva special acolo. E Dumnezeu cu el, îl însoțește, dincolo de restul vorbelor și ce se aude, e ceva palpabil acolo. Dar avem și majoritatea lor a fost pe făgașul ăsta, dacă pui Luca 13:14, un exemplu, când Iisus a vindecat-o pe femeia aceea în neputință de 18 ani. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta, în ziua sabatului a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți, dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. De parcă la ei se făceau vindecările ca pe bandă, nu? Și pentru ei era o veste bună, era ceva proaspăt prin ceea ce făcea Iisus Hristos. Prin prezența dumnezească în ele. Vedeți, era o situație așa critică. Fruntașii sinagogii erau cei care căutau, cum spuneam, să-L înlăture pe Iisus și Iair, pentru el, n-a mai contat nimic. Doar fiica lui sănătoasă atât a mai contat și spune că a îngenuchiat acolo. Parcă văd marginea aia mării, cum spune gloata, da? Hai să ne uităm la versetul 22 și 23. S-a aruncat la picioarele lui
Și a făcut următoarea rugăciune stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. S-a coborât jos în praf Iair. De acolo, de unde, un acel oare, cine va crede ce de mine? N-a mai contat. Lucrurile de genul trec pe locul doi în momentele alea și putem să ne uităm și la noi practic în situațiile dificile prin care trecem. Prioritatea a devenit vindecarea, rezolvarea problemei familiei lui. Notați un lucru care poate e un picuț mai greu de primit. Înainte ca Duhul Sfânt să facă un miracol în viața noastră, e posibil să trecem prin situații din care să ajungem la dependență totală de El. Să-L punem pe Iisus pe primul loc în viața noastră. Se prea poate întâmpla. De-abia atunci putem experimenta miracolul. Prioritățile trebuie schimbate. Noi vrem minunile lui Dumnezeu doar să ne păstrăm reputația. Vrem trezire, dar să nu ne deranjeze rutina zilei, da? Să rămânem în afacerile noastre, poate de cele mai multe ori compromise, mai ales cu un sistem cum e în România. Să mai mințim pentru un câștig, să mai privim pe unde n-ar trebui privit, să mai vorbim ce n-ar trebui vorbit și totuși vrem trezire. Dar Dumnezeu are niște priorități. Sunt multe exemple de stări incompatibile cu intervenția miraculoasă la situațiile noastre. Da, într-adevăr, Hristos face miracolul și miracolul nu stă în puterea purității noastre. Miracolul lui Hristos nu stă în neprihănirea care mă strădui să o dobândesc eu. Până la urmă, tot El o face. Dar cel puțin din exemplul lui Iair, vedem că i-a cerut Iisus niște lucruri. S-au întâmplat niște lucruri prima dată. Da, cum spuneam, Hristos face miracolul. Nu starea noastră dă miracolul, dar Iisus ne vrea mai întâi dependenți de El și să ne încredem în puterea Lui unică de a interveni. Și am mai putea spune că vrem intervenția Lui, vindecarea Lui să vină în situația noastră, dar și El vrea de la noi renunțarea la imaginea noastră. Domnul cred din toată inima că va face lucruri mărețe cu generația noastră, amin? Amin, așa să fie înseamnă amin. Și-au și început și cred lucrul acesta. Dar cred că secretul e smerenia. Secretul cred că e abandon în brațul Lui, dependență totală de El. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu ne frânge rutina de zi cu zi, chiar în unele situații, rutina religioasă, așa de ușor poți să intri într-o rutină religioasă. Și care am frecventat biserici cu ani de zile, deja știm, nu știu, vin acum niște amintiri, știai clar că urmează fanfara, știai că după fanfară urmează un îndemn, știai că vine colecta, știai că vine orchestra, știai că vine, știai toate și cum veneai așa plecai. Biserica e despre trezire, e despre sfințire, e despre schimbare, e despre dependență totală de El. Dacă vii la biserică și nu te-ai simțit parte din ea, ceva e greșit. Și dacă nu ești într-un grup de casă încă, du-te la Dani după program și vorbește cu el, la Filip. Trebuie să ne ținem aproape unii de alții, trebuie să fim unii lângă alții. În biserica de 30-50 de oameni e ușor, dar când e de 200-300 de oameni e un pic mai greu. Nu vă lăsați singuri, în singurătate suntem vulnerabili și slabi. Dădea cineva o pildă a strategiei soldaților romani. Ei când luptau aveau o grupare specială care formau 12 și aveau cu scuturile și o chestie, dar era nevoie de acei 12, era nevoie de acel nucleu și prin nucleul ăla ei reușeau. Ne grupăm și stăm și ne îmbărbătăm în Domnul. Dumnezeu trimite furtuni ca să trezească, să ridice sfinți. Care sfinții? Cei de la Catedrala Neamului pictați pe pereți, așa e? Nu, dragilor. După Scripturi, sfinții sunt acei oameni simpli, normali. Chiar tu, eu, noi, care ajungem supuși lui Hristos și ascultători de cuvântul și de voia Lui. Înainte ca Iisus să facă un miracol cu Iair, Iair a murit la picioarele lui Iisus
și a omorât eul public la picioarele lui Iisus. Trezirea, dragilor, aduce înviere. Dacă Iisus a murit public pentru noi, n-ați vrea să începem să trăim și noi public pentru El. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Acum suntem în post cu biserica și îl încheiem duminica cealaltă. E bine, mai trebuie câte o zdrobire. Îți dă așa momente să te apropii mai tare și ideea e să facem tot ce putem, să stăm în voia Lui, să stăm în El. Și dacă generația asta, 90%, credeți-mă, 90% e despre device-ul lor și conectarea cu câteva zeci sau sute de oameni. Deci eu văd pe Darius, pe Adriana, văd ce s-a întâmplat. Am trăit și cealaltă generație când avem un Nokia 5-12 și când îi scriam la Simida, la început reușeam să-i scriu te iubi, că nu mi-au dat destul. După aia am mai schimbat ăștia ceva de la telecomunicații și m-au lăsat să încheie și cuvântul și încet încet s-au schimbat lucrurile. Și acum au devenit în mâinile noastre unelte prin care ne putem distruge moralitatea, ori pot fi și unelte, dacă suntem înțelepți, să le mânuim bine, prin care poți să ajungă mesaje la oameni, prin care poți instant să inviți o grămadă de oameni să vină la o evangelizare, să vină la un moment pentru suflet. Dar alegerea era noi. Dar trebuie să cântărim și lucrurile acestea. Câți din colegii noștri, din rudenile noastre, din vecinii noștri, au auzit odată din gurița noastră că suntem credincioși, că suntem bucuroși, că avem ceva fain, că tot mergem și ne adunăm aici la o hală în Florești, în fiecare duminică și ne bucurăm. Trebuie să începem să trăim public experiența asta. Vedem lui Iair, așa de public a venit și s-a izbit jos în praful mării, pe nisipul mării acolo și stăruitor a cerut intervenția lui Hristos. Poate ești aici în dimineața aceasta și aștepți foarte mult de la Iisus. Știi ce pot să spun? Cercetează-te și vezi dacă te-ai închinat și tu lui. Sau credința ta e una clasificată servicii secrete. Să nu mă înțelegeți greșit. Domnul ne iubește și așa. Eu știu că noi atât suntem de diferiți în caracterele noastre. Eu știu și am întâlnit oameni atât de timizi. Că nu puteai să scoți cu cleștele o vorbă, o ceva. Sunt unii așa în zona aia și nu vă faceți probleme. Mesajele astea nu-i să vă duc acasă demoralizați, că trebuie să fiți altceva. Dar, luat la nivel general, haideți să trăim public pentru El. Haideți să-L mărturisim. Numai așa Evanghelia va ajunge și va continua să pătrundă mai departe și mai departe. Dar lui Iair, cum vă spuneam, i-a trebuit renunțare, refuzare la imaginea lui public. Și alege Domnul Hristos să facă asta, taina mai adâncă, lucrurile mai adânc și o știu bine Iisus și o știut în privința lui Iair. E nevoie, dragilor, cum tot repet, de dependență totală de Iisus. Când ești, nu așa când suntem în prosperitate, m-am legat de post, că toți suntem 3 săptămâni în post. Când suntem bine și toate, cu care post ne ocupăm? 31, 32, 1, cu postul de televiziune. Când vine încercarea și ne atinge încercarea, sau momente în care voit, are biserica momente în care iau un timp așa mai special, în care stăm împreună în lucrarea asta, nu ne mai interesează postul ăla de televiziune. Ne interesează postul lui Daniel, postul de telefon, postul de cafea, postul de câte și câte și câte. Doamne, Tată, ajută-ne Tu! Vedem în versetul 24, după momentul ăsta al zdrobirii lui Iair la picioarele lui, Iisus a plecat împreună cu el și parcă l-aud cum i-a zis, haide să mergem să vindecăm pe fica ta. Cred că i-a dat speranță lui Iair, cred că l-a iubit mult și mergem. Și de pe marginea unei mări au avut ceva de umblat până a ajuns la casă unde stătea Iair. Și inima noastră de părinte, nu? Așa de mult ne iubește Dumnezeu. Pentru Dumnezeu toți suntem copii, copiii lui iubiți. Și avem momente când
Unii din noi avem mai mult de doar unul, avem doi sau trei. Și momentele alea când se hâție un pic între ei, dragostea ta față de ei nu se schimbă, e la fel. Dar dragostea lor dintre ei, e un pic scuturată când îi vezi că își trântesc ușile în nas, sau știu eu. Să nu credeți că se întâmplă asta la noi, mai ales cu... Se întâmplă la toți. Dacă ai notificare, hai să ne imaginăm, primim o notificare pe telefon, s-au plecat copiii la Vivo sau undeva și primești o notificare, nu-l mai găsim, de o oră căutăm peste tot, ăla micul nu-i nicăieri. Așa e că nu stai indiferent. Devii foarte alertat. Așa e și Dumnezeu în relația Lui cu noi. Un copil, El îl doare. Pe noi ca și copii poate zicem, era de așteptat. Nu? La cât e prăpădit, era de așteptat. Dumnezeu e Tată. El iubește pe toți, așa cum ne iubim noi pe toți. Și când vine după amiaza și s-a terminat școala și studiile și munca și care de pe unde îi vrem pe toți să revină în căminul nostru și să putem servi cina împreună. N-am servi cina aia împreună dacă ăla mic sau ăla mare sau mijlociu sau unul din ei lipsește, n-am mai servi cina, am fi devastați. Aia e inima lui Dumnezeu pentru turmă, pentru copii. O, Doamne, dă-ne Tu notificările cerului. Domnul să ne facă sensibili la ce e esențial cu adevăr. Pune-te, rog, Isaia 5:9-1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Doamne, ai Tu milă de noi, fă-ne conștienți și de lucrul acesta. Și puritatea și iertarea și intervenția tot de la Hristos vine. Doamne, unde vezi Tu păcat în viața noastră, iartă-ne. Să putem să fim într-o relație bună cu Tine și să putem auzi îndemnurile Tale și notificările Tale. E nevoie de un stop, de oprire și de o evaluare lăuntrică. Și poate, de ce nu, o închinare. Și haideți înapoi la Iair. Poate spui și să intervină Iisus cu vindecare, ar trebui atâtea lucruri să facem noi. Asta încerc să vă spun de câteva minute deja. Dragilor, să ne lepădăm, să imaginea noastră, să toate lucrurile astea, e o listă, iară trebuie făcut o listă pentru ca, nu era mult subiectul mântuirii, care e doar prin Hristos, și când vine vorba la vindecare, trebuie atâtea să facem noi și dacă am făcut formula, lucrează, dragilor, nu neapărat. Dar în cazul lui Iair, asta văd aici. În cazul lui Iair era nevoie de altceva. Și de ce spun din același text? Vedem că cu Iair așa a lucrat Iisus. Pentru că el era într-un anturaj, o poziție de unde trebuia să se întâmple ceva cu euul lui și să se închine mai întâi. Dar vedem tot în textul nostru că se mai întâmplă o minune în drum spre minune. Dacă el nu se oprea să întrebe, da? Nici măcar nu știa nimeni că s-a săvârșit o minune. El pășa spre casa fruntașului sinagogii, lui Iair, unde era fetița lui de 12 ani. Și se intersectează pe drum cu altcineva, o femeie bolnavă de 12 ani. S-a aplicat altceva pentru ea și pentru starea ei. Ea n-a mai avut nevoie să-și piardă reputația, n-a fost nevoie să strige, să ceară mult lucrul acesta. Ori să se plece la picioarele lui Iisus, se atinge doar de haina lui, spune Scriptura, și e vindecată. Același Iisus, dar doi oameni diferiți. Vedeți, Iair și femeia aceasta sunt două exemple diferite. La unul Dumnezeu a trebuit să lucreze așa, la celălalt a trebuit să lucreze altfel. Nu lăsa descurajarea să te pătrundă când vezi rezolvarea pentru alții, iar problema ta e tot în așteptare. Dacă vreți, mai notați ceva. Fii atent să nu fii disperat după un miracol, că îți vei distruge credința. Fii disperat după Hristos. Parcă unii primesc un miracol la atingere, doar la o atingere.
Dar nu înseamnă că Iisus a uitat de tine. O țineți minte pe Sara. Ce promisiune extraordinară. Din voi, bătrâneilor frumoși, simpatici, se va naște un neam cât nisipul mării, cât stelele de pe cer. Mă, omule, mă! Numai ne lăsăm imaginația un pic să meargă. Și totuși Dumnezeu le dă promisiunea asta la o bătrânețe înaintată. Și nu le-o dă în următoarea săptămână. Nu-i gravidă Sara următoarea săptămână. Mai durează mult timp. Își au pustia lor în momentul așteptării. Și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă. Și la un moment dat, soră de-a lui Eva. Mă, omule, hai că... Cred că întârzie, Domnul. Cred că lucră, deci promisiunea îi, deci va fi cu siguranță, dar pentru că nu se întâmplă și anii trec și timpul trece, găsim o variantă, da? Și ține minte de povestioară cu Agar. Și acum imaginați-vă la bătrânica noastră Sara, care așteaptă de atâta timp, are promisiunea direct de la Dumnezeu și așteaptă să fie cu prunc. Și Agara noastră e cu prunc, Agar naște primul lor fiu. Imaginați-vă ce a fost în inima ei. Da, și-a dorit și prin varianta asta și-a dorit. Dar totuși a zis și nedreptate. Eu am promisiunea, îi să vină, aștept, cred, Agar e slujnica noastră, e cineva de pe acolo. Și ea n-are nevoie de lucrul ăsta să vină ca un miracol, n-are nevoie de prea mult. Ea ascultă de noi, slujnica noastră, slujitoarea noastră, supusă nouă și hotărârii noastre ca familie în timpul respectiv. Și vedeți, poate și în zilele noastre, nu? Cu siguranță sunteți aici în sală oameni care vă doriți un copil, de ani de zile vă doriți și vă rugați. Și asta e rugăciunea voastră fierbinte. Și cu siguranță știți atâtea familii care au 2, 3, 5, 10 unii, mai mulți unii, îi uită pe la mol câteodată. Aproape că ar zice, bă, vă dăm și vouă 2, 3. Și n-au nevoie de miracol, nici nu s-au rugat, nici nu au postit. Au o familie, îs acolo, creștini e creștini, ploaia Domnului vine și peste cei buni și peste cei răi. Darul ăsta a avea copii, până la urmă, în mâna lui Dumnezeu și El hotărăște timpul. Și știu așa de multe cazuri, îmi vin niște prieteni în minte care și unul și altul au așteptat vreo 12-13 ani. Și atâta ne-a rugat pentru ei, atâta ne-a rugat și știau din rugăciune mult când tot te rogi, la un moment dat primești prin Duhul Sfânt, crede că se întâmplă și deja, crede că se întâmplă. Și la unul și la altul. Unul deja are 2-3, altcineva e gravidă, soția sa chiar acum. Se poate, Domnul poate. Dar vezi, la unul e nevoie să intervină ca o minune, ca un miracol. Și la altul e natural. Și atunci nici măcar nu te mai... Nu știi să-ți dai seama că și aia e minune. Pentru că până la urmă faptul că stăm în picioare sau puteți sta jos și să nu doară ceva, da? Și aia e o minune. Numai cei pe care doare știu mai bine. Tot ce ne înconjoară e o minune. Se ziceau acum câteva săptămâni, faptul că te-ai trezit și ai respirat și ai expirat, e o minune. Inima merge, e o minune. Creierul mai raționează, e o minune. Ochii mai văd, chiar dacă schimbăm sticlele la câteva luni, dar e o minune, încă merg, încă văd. Alții nu văd și alții n-au văzut niciodată lumina soarelui. Și din ceea ce vedem pe ecran, să nu fii gelos. Să nu fii invidios pentru unii care la același lucru le vine natural, îl primesc natural, iar pentru tine este nevoie de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Dacă ceea ce cer nu vine printr-o atingere, nu dispera. Vine prin umblare. Iisus umbla spre casa lui Iair. Și dacă acel ceva care îl ceri
cum ziceam, nu vine prin o atingere. Poate problema ta, Iisus e pe drum spre casa ta. Poate în cazul tău alege să lucreze așa. Îl mai țineți minte pe Iosif în Egipt? Sunt multe momente acolo. De un moment când tălmăcește un vis în temniță, unde era închis pe nedrept, pentru un paharnic, da? Și după 3 zile visul se împlinește. După aia mai este un alt vis, care în privința Imperiului și împărăției de acolo și 7 ani se împlinesc. Dar nu, să nu uităm că în copilăria lui a avut visul care era pentru el personal. A avut visul și promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Și așa de mult credea că în 2-3 luni se întâmplă. A fost o pildă pentru mulți, a fost o pildă pentru mii, a fost o pildă pentru milioane. Și totuși, problema lui și visul lui și promisiunea lui, fiecare dimineață își dădea seama că întârzie și nu se întâmplă. Dar Iosif nu s-a îngrijorat. Admir credința omului acestuia și integritatea lui și în multe lucruri. Pentru că cel care urma să împlinească și visul lui era pe drum spre casa lui Iosif, departe, acolo în Egipt, departe de familia lui, departe de ce înțelegea el viață. Știm că s-a născut ca un tinerel. A fost invidiat de frații lui. A fost văzut poate prea îndrăgit de părinți și s-a născut în inima lor invidia. Și știm povestea, l-au aruncat într-o groapă. Iosif nu avea plan să ajungă în Egipt. Nu avea niciun plan de genul. Dar Dumnezeu, în suveranitatea lui, ne știe firul vieții și va face lucrurile total altfel decât credem noi sau gândim noi. Știm versetele alea, atât de sus cerurile față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre. De multe ori e așa. Și de multe ori Domnul alege să ne arate toate tainele. Dar și când te uiți înapoi și zici, până aici Dumnezeu a fost cu noi și stăm așa la o pizza vegană și ne dăpânăm toate amintirile. Hai, ce fain e. Wow, cum a lucrat Domnul aici. Wow, ce a făcut Domnul acolo. Wow, nu-mi vine să crede, să se unesc toate ca un puzzle. E fain cu Dumnezeu. Poate zici în dimineața asta, dar cea cu scurgerea de sânge de 12 ani a fost vindecată instant la o atingere. Nu-i corect. Eu de când? Hai să vă spun ceva. Așa este. Dar să știi că și femeia de 12 ani a avut, de 12 ani cu scurgerea, s-a avut în spate exact ceea ce zice titlul ei. A avut de 12 ani acea scurgere de sânge, suferință și cu siguranță a avut modul ei de a deveni dependentă, dacă spunem așa, de Iisus. De a ajunge a crede că e singurul care poate să o vindece. În versetul 28 spunea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Vedeți că în dimineața aia s-a născut dorința asta. Era la limita puterilor. Și a sosit și ziua izbăvirii ei, la o atingere. Dar aștepta și ea, în versetul 25, ne spune că suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea. Asta e povestea cu la o atingere. Există un altceva în spate, care poate nu se vede public. Poate nu te-a aruncat înaintea lui Hristos public să ceri, dar de mulți ani numai tu și El știi ceea ce ceri. Poate e mai bine așa, să aștepți ca El să umble spre casa ta sau, pentru unii, la o atingere.
dar cu un alt mod de a crede și a cere. Dar El este pe drum spre casa ta. Dacă ești în dimineața aceasta aici, fiindcă problema nu ți-e rezolvată, ia cuvântul ăsta prin credință. Este pe drum spre casa mea. Este pe drum spre casa mea. El nu ți-a uitat adresa, El vine. La fiecare ne răspunde Dumnezeu în modalitatea cea mai potrivită. La alții a fost nevoie de un fel de intervenții și sunt foarte multe exemple aici, da? Dar El era pe drum spre casa lui Iair. Era pe drum spre casa lui Iair. Și nu ironic, nu e așa de trist. Toată credința, toată nădejdea, toată speranța s-a izbit în praful drumului. A spus-o public, nu mă mai interesează nimic. Mă dezafiliez și mă afiliez. Și a venit vestea. Cât de nedrept am putea spune. Fetița ta a murit pentru cel mai necăjești pe învățătorul. Fetița ta a murit. Hai să mergem un pic în inima lui Iair. Câtă zdrobire. Dar le-am făcut toate. Nădejde falsă, am putea zice. Eu umblu cu El și primez vestea, am murit. Dar Iisus i-a zis, nu te teme, continuă să mergi. Continuă să mergi și tu în dimineața aceasta. Continuă să postești. Nu-i despre speclă, nu-i despre cafea, nu-i despre... nu știu ce. Continuă să mergi. E despre problema mea și despre problema ta. E despre mântuirea mamei tale, e despre mântuirea fiului tău. E despre vindecarea soțului tău. E despre ceea ce te doare și te doare de mori. E despre aia. E despre momentele când creștinismul e lovit și izbit și pus la pământ de media. O mai greșit cineva cu ceva. Și am greșit tot. Și atât am mai iubit Iisus. Atât. Și a fost suficient. El are brațele deschise pentru toate netrebniciile noastre. Ne primește. Ne primește cum suntem. Și frumusețea că ne transformă și ne face oameni noi. Ne face alții. Continuă să mergi. Continuă să postești. Diavolul va șopti. De ce să mai crezi? Uite cât de rău îți merg toate de când te-ai pus pe calea asta pocăinței așa numită. Toate s-au înrăit. Toate s-au altfel. Nu vezi că te-au părăsit și prietenii? Toți miștocarii te-au părăsit. Nu vezi că e singură, că e singur? Nu mai ai pe nimeni. De ce mai umbli după El? De ce umbli după nădejdi false? Nu vezi că în umblarea ta care tu ne-ai spus de ea, primești vestea cancerului, primești vestea copiilor tăi, vești proaste, vești rele. Știi ce, diavole? Indiferent cum s-ar face toate de aici, nădejdea mea e în ce are să vină. Știm că Ștefan a murit omorât cu pietri, alții sfâșiați pe arene de lei, alții tăiați cu fierăstău în două. Când ești ispitit de gândurile acestea, spune versetele acestea, pune-te, rog, Romani 8:35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin acela care ne-a iubit, că sunt bine în credința că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, Domnul nostru. Amin! Amin! Amin!
Îmbărbătează-te și ridică-te. Cu atâta mai mult că ceea ce tocmai am citit. Mă, oameni faini, nu se întâmplă nouă. Lucrurile astea se întâmplă apostolilor. Cine din voi, cine din noi aici am suferit pentru credință? Prea puțin. Da, avem părinți, avem bunici și le știm istoriile, că au fost prin pușcării. Dar noi suntem într-o altă epocă. Dar știe Satana să ne bage în suferințe și pe noi, suferințe spirituale, suferințe la alt nivel. Și avem poate și noi pușcările noastre, chiar dacă nu sunt fizice, poate sunt mentale doar. Iisus i-a zis lui Iair, nu te teme, continuă să mergi. Chiar dacă lucrurile se înrăutățesc, Iair, mai notați ceva. Tu, Iair, mi-ai cerut o vindecare, dar eu, Hristos Domnul, planificam o înviere. Poate problema ta devine tot mai rea și mai acută, tocmai pentru că Dumnezeu vrea să facă altceva. Cu atât mai măreț. Cine ești tu, omule? Să hotărăști, să spui Dumnezeului preanalt ce să facă și cum să lucreze. El va lucra tot timpul cum vrea El. Important e că lucrează. Tu vreai o vindicare, Iair, dar eu am pregătit o înviere pentru casa ta. A durat ceva timp umblarea. Între timp, fetița, cum știm, din boală a trecut la moarte. Tu vrei să intervină Hristos în situația ta cum vrei tu, dar El intervine cum vrea El. Acesta este Dumnezeul nostru. Da, pe drumul așteptării intervenției lui Dumnezeu la situația ta, lucrurile s-au agravat. Dar El va face ceva cu atât mai măreț în ziua izbăvirii tale și crede din toată inima. Nu te teme să umbli cu Iisus. Chiar dacă toate întârzie. El nu este cineva de care te folosești să îți împlinească visele tale. El este acel cineva prin care El însuși își va împlini planurile Lui. Amin. Câțiva sunteți pasionați de vânătoare. Și vânătoarea mai dinapoi era cu, da? Cu arc. Și cât trebuia să meargă, nu? Arcul nu merge așa. Dacă faci mișcarea asta, merge un metru săgeata. Sau doi, cel mai bun caz. Dar faci așa prima dată, merge înapoi. Merge înapoi, dar lași. Așa e de multe ori cu așteptarea noastră. E nevoie de acea mișcare a arcului. Și ce frumos când prin mișcarea asta a arcului, atâta ne mai zdrobește Dumnezeu. Atâtea ne mai învață Dumnezeu. Ei bine le știe El pe toate. Și frumos le face El pe toate. Continuă să mergi. Nu e singur. Continuă. Umblă spre miracol. Iisus este pe drum spre casa ta. Chiar în valea umbrei morții. Voi continua să merg. Prin denigrare, prin defăimare, prin vorbe neadevărate, prin furtună, prin orice încercare și am putea înșira atâtea, 2 Corinteni 4, 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la stântorare. În grea cumpănă, dar nu de desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântijos, dar nu omorâți. Și că tot e vorba de moarte, chiar prin moarte de-o fi, că El pregătește un viere, amin? Și dragilor, poate cineva drag al nostru la un moment dat să ajungă și pe moarte. Este o zicală că o moarte toți suntem datori. Din momentul când Adam a ieșit cu Eva din grădina aceea, a sosit și moartea pentru toți. Și încă lucrul ăsta nu s-a schimbat. Da, Iisus e primul care a înviat și a performat câteva învieri. Și istoria zice că peste ani au mai fost ceva învieri. Verificarea lui personal nu pot să vă spun da sau nu.
Dar eu cred că e ceva și mai adânc. Că vine o înviere. 2 Corinteni 4:14. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. În capacitatea noastră gândim așa de mult aici. Numai o lecuță vine viroza, un mâna. Nevastă, hai pune și tu. E cald? Uite mă, e rece. Eu cred că e cald. Hai să trimit mesaj că n-ajung mâine. Sigur nu e cald. Ah, parcă acum un pic mai. Pune termometru, 37.1. E febră. Noi așa de mult suntem legați de carcasa asta, de trupul ăsta. Și chiar organul acesta numit creier, în momentul când e îmbătrânit, ori în momentul când începe să fie supra-solicitat de prea multe informații, de prea multe stresuri, de prea multe gânduri și unii din noi le gândim de mii de ori, unii liniște totală, pace deplină. Suntem diferiți. Dar ea care gândim mult se îmbolnăvește și pe aici, se îmbolnăvește și pe la ficat. Corpul e neputincios. Și starea noastră trupească de cele mai multe ori determină și starea noastră sufletească. Și rațiunea noastră, și modul cum ne relatăm, și modul cum vorbim, și modul cum ne exteriorizăm. Dar înapoi, El este pe drum spre casa ta. Crede. Spune amin. Amin. E pe drum spre casele noastre. Doamne, mai bine în vale cu tine decât pe munte singur. Așa-i? Și de ajuns să nu mai poți. Când nu te mai poți târâ, când ți-e așa de grea povara că nu mai poți singur, dragilor, pentru asta e biserica. Nu pentru câteva cântări și un mesaj din Scriptură. E și pentru aceasta, dar și pentru aceasta și pentru multe. Momentul când nu mai poți, găsește-ți pe cineva aproape. Și nu căra singur. Spune-i cuiva. Și dacă mergi ajutat, dar mai du-te. Du-te și ajungi acasă. Cere ajutor. Nu-ți fie rușine să ceri ajutor. Și nu abandona niciodată. El va împlini tot ce a promis. Ajungi la casă, la casa lui Iair, se mai întâmplă ceva. Spuneam de la început că e un text foarte bogat, poate m-am legat la prea mult. De la versetul 38. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. Erau acolo oameni care plângeau și își băteau joc de el. Și Iisus i-a scos afară. Și după ce au fost înlăturați, scoși afară, a venit miracolul. Dumnezeu posibil că te va îndemna să scoți din proximitatea ta anumiți oameni, poate chiar. Poate bocitorii ăia, da? Poate necredincioșii care te adâncesc mai adânc în suferința ta. Găsește-ți oameni care te încurajează, dragule, draga mea, dacă treci prin încercări. Stai lângă oameni care îți speranță și nădejde peste tine, pentru tine. Nu mai sta lângă oameni care spun că nu se poate. Nu mai sta lângă oameni care spun că e gata. Și de cineva drag e pe pragul morții. Stai lângă cineva care măcar îți spune că după pragul ăsta, de fapt, de-abia începe. Trebuie să începem să învățăm cu adevărat și ce este moartea. E începutul.
Și viața extemporalul pentru a intra în începutul acesta, în veșnicia aceea. Și Doamne, învață-ne să trăim frumos și să ne luăm testul vieții și fii cu noi prin Hristos toată viața noastră. Poate trebuie să scoți afară lucruri. Scoate necredința afară. Scoate chiar plânsul și tânguiala. Iisus n-a avut nevoie de elementele astea prezente. Plâns și tânguială. Da, e durere, boală și citostatice, chimioterapie, nu știu, atâtea exemple aș putea da acum și astea provoacă tânguiala. Dar lasă-mă încet. E nevoie de liberare de orice vicii chiar. E felul în care Duhul Sfânt operează. Putem aici înșira frică, pornografie, orice lucru tolerat, cum citeam versetul ăla din Isaia, pune acele ziduri de despărțire între noi și Dumnezeu și pur și simplu ne contaminează viitorul și miracolul pe care îl așteptăm. De dragul trezirii trebuie să dai afară orice lucru pe care l-ai tolerat. Noi trebuie să ne pocăim de ce știm că Iisus nu ar face, cum ne zicea Neluțu cealaltă duminică. What would Jesus do? Ce ar face Iisus în situație? Mereu gândim, să gândim lucrul ăsta în toate situațiile. Doamne, Tu ce-ai face în locul meu acum? Doamne, Tu cum te-ai relata la Nate acum în situația asta, la Radu, la Adi? Doamne, Tu cum ai proceda? Doamne, bolnavă fiica mea, mă uit din ce ai făcut Tu și mă îmbărbătez, mă umplu de credință. Iisus a scos afară din casă. Înainte să facă miracolul, nu erau ei oameni răi, erau de treabă, erau buni pentru mormântări. Dar știi ceva? Nu erau buni pentru învieri, erau foarte buni pentru mormântări. Dar Iisus n-a vrut să se folosească de ei pentru învieri. Înțelegem ideea. De multe ori suntem oameni buni, plângem mult, ne tânguim mult. Suntem excelenți pentru mormântări, dar Cel ce a murit pentru noi și-a înviat. El ne vrea bun pentru învieri, nu bun pentru mormântări. Când scoți afară ceea ce știi că Iisus nu vrea să ai în inima ta, orice lucru care ți se pare, orice lucru care te ține pe loc în secret, scapă de ele. Te leagă și Duhul Sfânt nu poate lucra. L-ați văzut și i-ați văzut pe cei din casă, da, boceau, se tânguiau. Dar în momentul când Iisus a zis că fetița doarme, odată au schimbat canalul, da? La batjocură. Ei n-aveau nimic cu învierea. Alt exemplu paralel putem zice. Țineți minte pe Lazar. Uite, acolo n-a făcut în secret. Nu spune Scriptura că am înlăturat mulțimile. A fost o minune, o înviere. Omul deja mirosa greu după 3 zile. Și a ieșit afară din mormânt în fața celor prezenți. Minunea care a pornit să o facă public, poate el o face în ascuns. Iar minunea care a devenit publică, e poate chiar minunea de care nici nu știe nimeni că tu de ani de zile te rugai pentru ea. E adâncă cerința pentru Iair. Pune un pic și versetul 5:43. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Foarte adânc. S-a lepădat de sine, a spus public, mă afiliez, mă duc cu învățătorul, îmi vindecă fetița. Între timp, toți spun, a murit. L-a convins Iisus să continue, se face învierea și Iisus îi zice, acum nu zice la nimeni. Wow, adânc! Hai să recapitulăm repede, dacă vreți să haideți în picioare. Înainte de înviere va fi o trezire, da? Când ești în încercare, imaginea ta nu mai contează. Nu uităm, Dumnezeu lucrează în două moduri diferite. Nu lăsa descurajarea să te pătrundă când vezi rezolvarea pentru alții, iar problema ta e tot în așteptare. Și în ultimul rând, Iisus este pe drum
spre casa ta. Efeseni 3:20. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii veci. Hai să mai fredonăm o dată. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu mereu același ești. Ești gata să lucrezi. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu mereu același ești. Ești gata să lucrezi. Tu mereu același ești. Domnul minunilor. Haideți să ne rugăm fiecare cum știm, fiecare în dreptul nostru să ne rugăm. Amin.